Bună seara, ziua. Bună ziua. Nu, voiam doar să vă salutăm cu respect. Și noi vă salutăm. Mulțumesc. Vă urăm o zi bună. La fel. La fel. Mărimea contează? Anilor? Mărimea anilor? Contează și mărimea și grosimea, eu vreau să vă spun treaba. Și mare, evident, 19-20, nu știu dacă există și mai mult de atât, am auzit că ar exista, dar nu cred. Care e cel mai jenant mesaj primit în urma apariților la Iumor? Cum ne-am dorit să fim abordate? Și cred că mulți se întreabă treaba asta dintre bărbați. Bine, și eu nu știam cum să mă tirez. Am renunțat la 3-4 cm chiar. Da, da, da. Pentru un bărbat priceput. Bună, dragilor! Eu sunt Ștefania și ăsta este primul meu vlog. Nu știu să mă prezint, pentru că nu știu exact ce mă reprezintă. Poate mă știți de la Andy, poate mă știți de la Iumor, de la Șef sau mai circulă un filmuleț cu mine. Dacă nu mă știți, o să mă știți acum, dacă ați ajuns la acest vlog. Și astăzi fac, cum spuneam, primul meu vlog, alături de Irina. Bună! Pe care, cel mai probabil, o cunoașteți de la Insula Iubirii. Asta în cazul în care nu m-am uitat deja, că au trecut vreo 2 ani de la ultima difuzare. Sezonul 4 este ultimul în care ai apărut. 5. Tu. 5? Da, am 2 sezoane. Ai 2 sezoane la rând. Da. Unde ai fost ispită? Uite, prima întrebare cred că va fi a oamenilor, cel puțin câți ani ai? Eu? 25 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Tinerețe. Care tinerețe, că mă simt bătrână rău tare de tot. Păi și eu ce să mai zic. Păi da, e vorba așa de suflet. De spirit, de nu? De miau miau. Chiar tu crezi în suflet? Asta e paralel, așa că eu mă contrazic cu Andy de niște ani de zile că avem suflet și el spune că n-avem, că nu există dovezi. Da, cred. 100% cred că avem suflet. Dacă aș fi Andy Popescu, acum te-aș întreba, dar de ce crezi asta? De ce cred? Deci acum trebuie să mă adresez domnule Andy Popescu, pentru că vorbesc cu domnul, că nu vă cunosc, dragă domnule Andy Popescu. Da, el este un domn oricum. Da. Trebuie să vorbim la persoana a doua, plural. Domnule Andy Popescu, cred în suflet pentru că știți că un om, în general, are două dureri, una în suflet și una în fund. Când te doare sufletul de un om, sau pentru un om, te doare tot corpul. Când te doare în fund de un om, te doare nimic. Deci, cum e și cu binele și cu rău. Corect, maica Andy, știi ce ți-ar răspunde? Ce înseamnă să stai mult pe lângă Andy? Îi știu răspunsurile. Durerea vine, de fapt, din creier. Corect. Pentru că din creier pleacă toate comenzile, ceea ce este adevărat. Corect. Și atunci creierul dă o comandă să ne doară, nu sufletul. Dar ăsta e un alt subiect, a fost așa o mică paralelă ca să vadă Andy că ne gândim la el. Apropo, faptul că filmăm acest vlog vi se datorează tot lui Andy, pentru că este unul dintre personajele din jurul meu care a insistat foarte mult să mă apuc de vlog, de prin februarie insistă și mi-a pus la dispoziție și camerele și omul care editează și mi-ar fi pus la dispoziție și mașina, este un super om. Mi-a luat, suntem aproape în decembrie, nu? Da, aproape în an. Mâine este decembrie, da. Da, aproape în an. Nu, că te-a convins repede. Da, 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 am da. Și m-am mișcat exact bine. Repede. Deci ești genul de om care dacă îi spui vine la 5, vine a doua zi la 5? Sau? A, nu, 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 sunt foarte punctuală de felul meu, sunt și foarte serioasă de felul meu, doar că dacă nu am un deadline, a, nu sunt stare să fac nimic. Adică mie, dacă nu îmi spui clar mâine la ora X trebuie să facem, eu mâine nu fac nimic. Și asta se întâmplă și cu vlogul. A rămas ideea de o să fac și n-am stabilit o zi. Da. Am înțeles. Deci hai să ne apucăm de treaba asta cu adevăr sau provocare. O să fie o combinație între adevăr sau provocare, discuție liberă, ce nu-ți place, îmi zici și tăiem, adică aude. Sunt foarte asumată. Odată ce te duci la Insula Iubirii, nu mai are ce să... Asta voiam să zic, nu mă aștept să avem probleme. Nu mă mai poate jena nimic din ce spun, ci din ce fac, din nimic. Care e cel mai jenant mesaj primit în urma aparițiilor la Iumor? Imaginez că au fost niște reacții. Băi, sincer, părerea, reacții au fost foarte multe. Dacă au ajuns oameni să mă invite la TV să vorbesc despre reacțiile stârnite în YouTube, înseamnă că au fost, nu știu, vreo 1000 de comentarii negative. În primul rând, eu nu consider că m-am dus provocator. O să par tâmpită că spun asta, însă nu. Eu m-am dus cum s-au dus și alte femei, doar că mi se pare că eu eman oarecare sexualitate, ce vorbeam și cu tine la salon. Și atunci cam orice aș pune pe mine, cu atitudinea pe care o am, se duce ușor în porno, în vulgar, în mai mult un pic decât sexy, să spunem. Da. Cel mai jenant mesaj, jenant pentru ăla care l-a scris, cred că pe mine să mă jeneze ceva mai rar. Care te-a făcut așa, nu știu, să stai vreo câteva secunde să te uiți, nu-ți vine să crezi că ți-a scris chestia asta.
Da, e unul pe care l-am și postat. Nu mi se pare cel mai jenant, însă mi s-a părut cel mai ieșit ușor din tipar. Era un băiat sau un domn, nu știu exact, care mă ruga din tot sufletul să fac un suflet fericit, arătându-i sânii ca să poată să-și o ia și el la... Nu cred. Jur. Eu nu cred că ți-a cerut. Da, adică da, un fel da, de cerșeală, dar nu-mi dai da, bani, ce, dai... Da, o cerșeală, nu, că de cerut îmi cer mult să le arăt sânii, adică e probabil light motivul mesajelor mele. Însă el avea și suflet și... Da. În aceeași propoziție, știi? Vai de sufletul meu. Exact. Să faci un suflet fericit, te rog, din suflet... Lasă-mă să fac o de-asta, da. Și l-am postat. Nu știu că am voie să spun cuvântul labă pe... De asta, dacă am voie, te rog să lași cuvântul labă în vlog. Da. Mi s-a părut original 100%. Adică nu-ți asta imaginez că cineva poate să scrie chestia asta. Asta e clar. Adică, dar, nu știu, când îți cerșește cineva așa sau îți cere cineva așa ceva, formulează diferit. În niciun caz, te rog din suflet, fă un suflet fericit. Da, e, bă, și dăm și mie o poză, adică da, ceva gen, dăm și mie, nu știu, 30 de lei să mă duc să-mi iau așa urmă de adristor. L-am păstrat, cred că l-am și, că pare că m-am pregătit, dar nu postat pentru că l-am avut postat pe Instagram, dar durează să caut, poate îl găsim până la sfârșitul vlogului să-l arăt să fie postat. Mm-hmm. L-am postat pe story și a și stârnit multe reacții, adică a fost ceva care, negative, nu doar pe mine, pe story. Păi gen, ce reacție a fost? A râs lumea, adică... A, ok. Da, a fost mă pe... gândeam că au stârnit cine știe ce controversie, că domne, că de ce nu trimiți? Că... A, bine, dacă te pui la mintea unora, e greșit că nu trimit, adică eu am și o obligație așa, adică băi, a apărut la TV cu bluza aia mulată, da, trebuie să ne arăți tot. Că... Da. Că trebuie. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai de pe platourile de la insulă? Wow! Wow! Cea mai frumoasă amintire? Da. Mai de obicei, la mine cele mai frumoase amintiri sunt atunci când râd cu gura până la urechi. Și cea mai frumoasă amintire pe care o am de pe platou, eu am avut o relație foarte bună cu producătorul de content pe care l-am avut acolo. Noi atunci când am filmat, am filmat două sezoane. Unul după celălalt cu pauze de o săptămână. Și stai seama, când am plecat de acasă, am plecat și eu cu genii, cu unghii, cu păr făcut vopsită. Într-o lună m-am degradat de la soare, de la umezeală, m-am stricat puțin. Și când zic stricat, mi-au căzut genele. Mi-au căzut o mare parte din ele. Aha. Eu fiind blondă și deschisă la ten, pentru că am jumătate din familie la mine din Rusia. Ce tare. Și am tenul foarte deschis dacă nu fac solar sau nu stau la soare. Sprâncenele blonde, genele blonde, eu blondă, când mi-am dat genele jos, eram alt om. Și producătorul de content era plecat la, noi eram la Purimuntra, era plecat dincolo, la băieți la Minitel, la băieții ispită, în ziua în care mi-am dat eu genele jos. Și stai așa să-mi dau centura așa jos, zic, că trebuie gata, să ne-am oprit. Gesticulez. Nu e nimeni. Dacă avem provocări, n-avem cine să facem la Casa Poporului, este ora 3 și nu e nimeni la Casa Poporului. Așa. Și... vine domnul producător Răzvan, vine la platou acolo, eu eram machiată de mine, nu mă machiase nimeni profesional, n-aveam rimel, da, n-aveam tuș, n-aveam acolo. Nimic, da, dar ziua aia n-am vrut eu, am vrut eu să fiu naturală, fără genii, fără nimic, la care el vine și se uită pe camere, dar am adus ispită nouă, la care toată lumea din producție, văzându-mă de dimineață, nu, Irina, băi, dă-mă pe aia afară, băi, du-te-mă la aia și pun eu față, băi, Irina, ieși afară că mi-ai stricat o zi de filmare. Ce tare. Deși, na, poate fi jignitor, dar no, cred că atunci când am simțul umorului și nu, nimic nu e la fel de jignitor pe cât. Nu, 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 nu sunt atât de sensibil, adică pot și glume mai urâte de atât. Așa. Dacă nu menținem ăsta și facem și de adevăr sau provocare și facem și o discuție liberă, pe mine personal ce m-ar interesa, nu știu cât interesează pe fanii mei pentru că e un subiect serios. Fanii mei. Momentul de glorie, scuză-mă. Este cât de greu este să scap de o etichetă pusă deja. Și cât de greu este să le arăți oamenilor că tu ești altfel decât te-au perceput ei la TV. Eu cred că de eticheta asta nu poți să scapi niciodată, ci poți doar să o modelezi și să încerci să schimbi perspectiva oamenilor despre ispită. Asta cred că e mai ușor
mi se pare imposibil să scap. Adică eu așa am intrat în hora asta a televiziunii, cu postul și cu rolul de ispită, eu așa o să ies când o să ies. Sunt sigură. Adică m-am obișnuit cu ideea și m-am băgat cu ideea. Nu ai o problemă cu faptul că ești percepută? Nu. Fiecare gândește și își face părerea așa cum vrea și cum îl duce capul și intelectul și educația de acasă. Am discutat noi la un moment dat tot în online când ai distribuit acea idee pe care eu mergeam, că bărbații devin femei. Da. Și că au ajuns să se simtă ei folosiți, să considere că pentru a face sex cu o femeie e suficient să dea un like. Și totodată trăgeam concluzia, în urma mesajelor pe care le-am primit, cum am primit și de la tine, și distribuirilor de la foarte multe femei frumoase și singure. Și am văzut fete tinere, frumoase, care pot mult mai mult decât un one night stand, care dau mesaje unor oameni care doar sunt faimoși, dar nici nu știu cum arată, se întâmplă, sunt... Cum ar fi, nu știu, dau un exemplu, nimeni de nicăieri, dar nu despre el vorbim. Da. Nimeni de nicăieri, multă vreme lumea nu știu cum arată. Da. Pentru aceste fete n-ar fi contat. Simplu fapt că era un cont mare de Instagram, îl făcea să... Să fie să fie dorit. Da. Da, să fie... Da. La mine lasă de dorit toate abordările. Sunt, oamenii sunt foarte direcți, e un fel de... Și aici vorbim și de persoane cunoscute, de la care cumva am pretenții. Da. Știi, nu că îmi scrie un X de pe net face. Da, da, dar da. La atât se rezumă și la ceilalți. Păi, da, îmi place, hai să ne vedem. Așa da. Sunt toți. Da, da, da. E o generație leneșă din punctul ăsta de vedere. Nu mai aleargă, nu le mai place jocul ăla al flirtului sau nu-l știu. Sunt foarte mulți care nu-l știu și nu știu cum îți mișcă sângele pe vene, alergatul ăsta. Hai jocul să încerc, de cuvinte, hai să încercăm un experiment. Să creăm, să educăm cum ne-am dori, nu neapărat, cred că nu vorbesc doar în numele meu și nici tu doar în numele tău. Nu, clar, nu. Eu vorbesc și în numele prietenilor mele pe care le cunosc și care știu că au aceeași mentalitate. Cum ne-am dori să fim abordate? Și cred că mulți se întreabă treaba asta dintre bărbați. Bine mă, și ce vrei, cum să scrie? Că dacă scrie bună și atât, nu răspunzi. Ceea ce e real, da. Da? Dacă mi se scrie bună și atât, de multe ori nu răspund. De ce să răspunzi? Nu știu. Din punctul meu de vedere, eu răspund. Și nu numai eu, am foarte multe prieteni apropiate, răspund la orice e amuzant. Și eu. Nu știu, o urmărești pe femeia respectivă, îi dai follow și după ce îi dai follow, aștept să postezi ea ceva, că la un moment dat trebuie să postezi o tâmpenie, ceva, o idioțenie, sau nu știu, o poză în care se vede o priză scoasă, știi că vorbeam noi atunci la salon. Da. Vai, mi-ai atins fârcul. Scuză-mă. Să vezi discuții. Nu știu, am un zoom cu de-asta, da. Da, aia cu priza, cum a fost. E oarecare curs al discuției. Așa, bună, ce faci? Bine, tu? Bine. Și s-a terminat discuția. Corect. Și după aia tot ei se frustrează că de ce răspunzi doar cu bine? Păi atâta îmi vine să-ți spun că nu te cunosc, ești un străin și nu-mi vine să dezvolt, să-ți spun exact ceea ce fac acum. Nu că aș face cine știe ce, poate sunt pe toaletă. Mai merg și complimentele negative. Asta e și tactică psihologică, da. Știi? Când sper să nu le dau idei, dar mă rog, mai bine așa decât abordarea pe care o au în prezent. Un compliment negativ, ca să dau exemplu, ar fi: băi, ce ochi frumoși ai, păcat că ți-ai făcut sprâncenele nu știu cum. Sau păcat... Păi, ești la foc. Păi iei foc. Vezi? Îi dai atenție. Nu știu, cred că îi dau bloc. Majoritatea femeilor, și ți-o spun tot așa, testată pe piață, reacționează la chestia asta. La un compliment negativ. Adică îți face un compliment și adaugă o chestie. Sau păcat că ai ales culoarea asta la bluză. Uite, ăsta e mai finuț. Am dat foarte, foarte mulți bloc. Da, bine, pe Irina asta nu abordați complimente negative, nu răspunde. Eu mă iau în gură cu voi și undeva tot duce. Aspectul fizic al lor contează? Pentru mine n-a contat niciodată aspectul fizic, contează aici. În online vorbesc, că ulterior probabil... Nici măcar. Nici eu nu mă uit pe pozele celor care scriu, majoritatea au profile private, oricum n-aș avea ce să văd. Deci la mine totul se rezumă la conversație, cât m-a prins în conversație. Exact. Ulterior contează și cum arată, pentru că am realizat eu că nu îmi plac nici aia prea mari, nici aia prea mici. La mine trebuie să fii cât mai basic, să fii cât mai om, cât mai, nu știu, exemplu de om din dicționar. Dar, da, în realitate contează și aspectul fizic, dar noi ne vorbeam acum de conversația aia, prima conversație. Bun, când ajung în realitate și văd ceva ce nu intră în mașina asta, stai seama că fug. Să fugi, corect. Asta nu înseamnă că avem ceva cu oamenii care sunt mari. Nu, dar nu sunt fiecare om preferențele lui.
Să continuăm. Deci ne-a atras atenția printr-o replică amuzantă și inteligentă. Trebuie să reușească să mențină acel nivel al discuției măcar 2-3 zile. Da, da, da. Să nu fie prea nerăbdător, exact cum ai zis și tu. Cu toate că sunt anumite femei. Și asta iar eu. Asta merge puțin și la mine. Gen, o bagi în seamă o zi, două, după aia vreo 3 zile nu mai bagi în seamă. O lași puțin să fiarbă. Că dacă îi dai prea multă atenție, știi, nu ridica femeia la cerc să se fute cu plumonger. Eu sper să-i ajute să-și găsească femei mai mișto decât femeile la care au acces în momentul de față. Asta dacă nu au relații. Dacă aveți relații, stați acolo că sunteți bine. Corect. Da. 100%. Dar dacă se țin căutare și țineți cont de sfaturile noastre, s-ar putea să creșteți un pic nivelul făcând așa. Eu nu prea cred în chestia asta ca o paranteză între femei la care nu ai acces sau oameni la care nu ai acces. Adică te dezvoltă un pic. Consider că ține de tine cât de inteligent și fani ești. Știu foarte mulți, am foarte mulți prieteni care atunci când îi vezi, n-ai zice în viața ta că au fost în stare să cucerească femeile lângă care corect stau. Ajungem la prima întâlnire cu individul. Vine să te ia, nu vine să te ia, vă întâlniți într-un loc. Mai nu mă deranjează nici una, nici alta. Nu mă deranjează nici să plătesc nota eu. Nici nu, aole, adică... nu spune asta la mine pe vlog. Eu sunt materialist 100% conform credințelor publicului și atunci mă fac de râs. Nu, uite, dar dincolo de toată chestia asta, dar eu chiar consider că bărbatul trebuie să plătească nota. E o credință de-a mea. Știi ce mi s-a întâmplat la o întâlnire? Am întreținut bărbați la viața mea, toate relațiile în care am stat cumva eu am cotizat. N-am făcut niciodată chestia asta. Vezi, poate de asta eu vin cu sechele. Da, n-am făcut niciodată, cu toate că de multe ori am plătit și eu nota. Cam vrut eu. Da, nu, să întrețin eu. Du-te la muncă, hai. Fă pași, mi-au plăcut artiști, doamne. Dar nu asta e ideea. Mi se pare important ca el să plătească nota. Mi se pare important ca el să vină pregătit în ideea de a-ți oferi ceva și de a te mulțumi cu ceva. Asta este gestul din spatele acestui, mă rog, mentalitatea din spatele acestui plătit de notă. Da, da, da. Băi, am ieșit cu o femeie care îmi place. Trebuie să vin cu ceva aici. Da, vin cu intelectul, da, vin cu simțul umorului, dar pe astea le are și ea. Eu da, totuși sunt ăla care cumva procură hrana. Încă din antichitate. Sunt ăla care se presupune că e sexul puternic și că e ăla care susține. E important acest aspect. Și asta nu înseamnă că trebuie să fii bogat, să nu fiu înțeleasă greșit. Poți să ai... poate să fie și la ușa urmeriei. Adică... exact. Putem să ieșim și nota de plată să fie la sfârșit 50 de lei. Dar e important că aia 50 de lei să-l văd pe el că a venit pregătit cu ei. Nu da. Eu. Da, corect, corect. Aici tu lasă dreptate. Dar asta e a mea. La tine ai zis că nu contează atât de mult cine nu plătește. Nu. Dar pe termen lung eu nu sunt rezin niciodată. Adică n-am... la prima întâlnire, a doua, a treia, nu știu, o lună, da, ok. Dar pe termen lung, dacă văd așa ceva, nu, îi dau un cer în fund și îl trimit înapoi la mea sale. Așa, am stabilit că nu contează unde ne duce. Nu. Să vină sau nu cu o floare, cu atenție, da, cu o chestie. Da, da, acces flori. O floricică ruptă din boschete contează. Aia înseamnă, de fapt, tot atenție. Că tot spuneam că corect suntem obsedate după atenție majoritatea femeilor. Corect. Și atunci floarea aia arată că tu ai fost atent la faptul că urmează să te vezi cu mine și ai luat un căcățel. De la prima întâlnire care a avut loc cumva și la el acasă, adică noi am avut o discuție în online vreo 2-3 zile, mi-a plăcut ce am văzut în online, decurgea foarte ok, era și cât de cât spiritual, tipul și frumos de pică și o vârstă onorabilă, adică onorabilă pentru mine, n-avea 20 de ani, avea vreo 40, ceea ce îl făcea bărbat în ochii mei și apropiat de vârsta mea. Și am stabilit să ne vedem la el acasă. Și băi, m-am dus cu gândul în sfârșit, au trecut 5 luni, s-ar putea să fac ceva, cum ar fi sex. Deci eu m-am dus hotărâtă să mă culc cu acest individ, ca să fiu sinceră. Și am ajuns acolo. El a arătat cam poze și eu arătam cam poze că mi-a și zis. Ba chiar, mă rog, e complimentul ăla, vă arăt mai bine decât pe Insta sau pe da, 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 să română. Și a început să vorbească. Ce n-a mai terminat de vorbit? Nu s-a mai oprit, jur. Deci o oră și ceva, el nu s-a mai oprit. Și era o discuție în care, de fapt, era foarte plin de el. O discuție în care mi-a jignit-o pe fosta lui parteneră. Urât. Ceea ce este odios, băi, ești la prima întâlnire cu mine, dacă pe aia o faci de căcat, pe mine cum o să mă faci? Nici nu se pune, adică
Și la un moment dat, că eu deși nu sunt moldovean, că la un moment dat răbdarea mea are o limită, m-am și luat de el. Zic, măi, cât poți să vorbești? Mă întreb și pe mine orice. Nu știu, dacă stau bine pe fotoliu ăsta. M-a întrebat doar de 3 ori dacă vreau vin. Eu spunându-ți că nu consum alcool sub nicio formă. Este clar că n-ai fost atent la primul răspuns. Clar. Dacă mă întreb de 3 ori același lucru. Nu știu, să mă întreb, nu neapărat de vreo fostă relație, că tu îmi vorbești aici de tot ce ai trecut tu prin viață până acum, de locurile de muncă, de... Să fie un dialog. Da, nu, că ai dreptate, îmi cer scuze, era și la al patrulea pahar de vin în timp ce vorbeam. Și eu nu știam cum să mă tirez. Pentru că nu se mai putea, adică omul cumva se și amețise un pic. Nu te ameți la prima întâlnire, te rog din suflet. Urât, da. Sau nu înainte să apucăm să facem ceva. Am înțeles că ai nevoie de curaj, da? Nu, la prima întâlnire când se îmbate groaznic. Deci nu te îmbăta sau ameți. Doi, nu vorbi doar tu, că de-aia ai adus-o și pe aia în față, să o cunoști. Purtați un dialog. Și trei, că trebuie să ieși un trei, în niciun caz nu vorbi de rău cu fostele relații. Da. Astea sunt concluziile mele. Acum zi tu o întâlnire. O întâlnire de-a mea, uite... De așa nu. De așa nu. Că eu așa vai, nu mi-a plăcut, dat. Mi-a plăcut de un bărbat asta vară. Deci nu era frumos deloc. Deloc. Mă uit că e poliția care vine spre noi. Hai să salutăm, să fim responsabili. Bună seara, ziua. Nu, voiam doar să vă salutăm cu respect. Și noi vă salutăm. Mulțumesc. Vă urăm o zi bună. La fel. La fel. Nu mă iau de poliție și de regulă. De ce? Am un fetiș, sunt nebună. Îi opresc și în trafic câteodată, da. Am vorbit cu el foarte mult timp. Noi avem un prieten în comun. Și la un moment dat am avut un parteneriat împreună. Eu am filmat ceva pentru un business de-al lui. Mă rog, foarte tare mi-a plăcut el. Deci conversațiile, atât în online cât și față-față între noi, deci se vedea clar că avem, și nu mai vedem chestia asta, că avem oarecare chimie. Și când am ieșit la prima întâlnire oficială, într-un final. Adică într-un alt context decât cel de amiciție și bar. Da. S-a împătat. Curoasnic. Exact ce ziceam. Urât. Tare s-a împătat, am o peție de aia de îl fugăream prin club, că am ieșit într-un club din București, să nu mai bea, adică urât, a trebuit eu să am grijă de el. Da, m-am simțit ca mamă, ca bonă, ca aiurea, nu mai am vârstă la care să mai fac chestia asta, poate când aveam 18 ani, da, mi se părea interesant, vai mamă ce s-a împătat, iubea seară, dar acum parcă simt și eu nevoia de protecție și de atenție, știi? Da, bărbatul trebuie să fie protector, noi punctăm aici. Da. Mărimea contează? A anilor? Mărimea anilor? Nu. Am înțeles că a venit așa deodată, știu, dintr-o discuție frumoasă, serioasă. Am o secundă de gândire acum, știi? Pending. Da. Da. Mulțumesc pentru sinceritate. Contează. Și acum când zic mărimea contează, nu înseamnă că trebuie să fii... Asta am încercat și eu să explic. Nu, când o femeie îi spune că mărimea contează, nu se referă, știi cum... Poți fi mare sau mic, la asta se referă mărimea. Da. Cred că orice femeie are un anumit standard sau na, preferă o anumită mărime. Alea care spun că domnule trebuie să fie neapărat mare, mănâncă borș. Deci contează și mărimea și grosimea, eu vreau să vă spun treaba. Din cei 15 bărbați pe care am avut eu toată viața mea, vă spun cu mâna pe suflet, contează și mărimea și grosimea. Contează. Sexul în general. Ce ar însemna mică, ce ar însemna mare? Hai că eu trebuie să dau și niște picanterii aici pe YouTube. Deci... Din punctul tău de vedere și după aceea spun și eu din punctul meu de vedere ce ar însemna mică, ce ar însemna mare. Eu nu știu ce înseamnă mică și ce înseamnă mare pentru că n-am stat să măsor până acum. Unde sumă țigările? Eu, așa cum am spus și la umor, am avut pe cineva de dimensiunea asta. Păi ce să faci cu ăla? Am făcut sex 5 ani, că eram virgină și nu știam că se poate și altfel. Așa. Ești sigură că după 5 ani nu erai tot virgină sau? Salutați, sunt virgină și acum glumesc. Eu sunt virgină, îți plătește. Da, nu, n-a fost cu curs de sânge la dezvirginare, dacă asta e întrebarea. N-a curs niciodată sânge în actele noastre sexuale. Dacă aia înseamnă să te dezvirginezi, dar știu că nu, am zis că am himenul elastic și că se va rupe treptat în timp și că am făcut basket când eram mică și asta cumva mi-a creat un himen elastic.
nimeni cred că am voie să spun pe treaba asta. Da, e termen științific, nu. Ia uite, mai știu și termeni științifici. Da, ce înseamnă mare, ce înseamnă mică. Încep eu, ca să te ajut. Pentru mine mică înseamnă până în 12 cm. Cât înseamnă 12 cm? Că eu nu știu. Nu pachetul ăsta de țigări are 10 cm. Adică încă pe atât, gen. Adică dacă e, dacă e doar atât, e mic. Așa. Deci ești de acord cu mine? Ceva normal și de bun simț este pe la 15-16. Da, corect. Cred că 15-16 înseamnă așa. Sper să nu fac vreo gafă. Dar e ok, suficient. Da. Și mare, evident, 19-20, nu știu dacă există și mai mult de atât, am auzit că ar exista, dar nu cred, că e imensă. Și ca grosime, bă, în niciun caz să nu pot să o cuprind așa. Păi te există? Da, cum să nu, dar mi s-a întâmplat să dau un gol. Și am crezut că n-am nimerit, știi, eram sub plapumă, dar asta e pe bune. Eram sub plapumă și am crezut că n-am nimerit eu, știi, că am pus mâna și... Am trecut așa și nu m-a atins nimic și zic, dă-mă încolo de proastă, să nu mai nimerezi nici. Dar nu, ea era acolo, dar era foarte subțire. Da. Meu, săracu. Măi, eu nu înțeleg de ce e el sărac în contextul ăsta și nu eu. Tu să-ți dai seama ce trist e toată viața. Tu să-ți dai seama că eu am avut și mici și subțiri, cam ce simț al umorului are divinitatea în ceea ce mă privește. Că zice lumea că eu sunt amuzantă, nu bă, nu. Și am avut și normal, slavă Domnului, și ba, chiar am avut și... pe cineva peste 18 odată. Recent. Recent înseamnă în ultimii 2 ani în care n-am avut relații. Că ăștia nu-i nici tâne și ții și de relații. Da. Că nu stau, ai dracu, glumesc. Da, nu s-a legat altfel. Bun, am stabilit și cu mărimea. Deci aici la mărimii aici. Este o chichiță, din punctul meu de vedere. Nu prea contează cât tu ai, cât contează ce faci cu ea. E adevărat. Pentru că poate sunt bărbați care o au cum trebuie și habar n-au să se miște. Da, bănuiesc. Habar n-au poate să facă un preludiu. Habar n-au să te bagi în stare. E habar important n-au și preludiu și postludiu. Habar n-au să accepte o femeie, poate femeia este mai dominantă. Să accepte o femeie să preia... controlul. Ei nu știu treaba asta. Când, adică eu aș prefera unul cu una mai mică de... cu care să ai compatibilitate, da, și care să te înțelegi în față. Evident, cred că toate am renunțat la 3-4 cm chiar. Da, da, da. Pentru un bărbat priceput. Care este persoana din showbiz, bărbat sau femeie, pe care o consider lipsită de sex appeal. La modul nu ai vedea-o niciodată făcând sex. Nu ți-o poți imagina. De sex feminin sau de sex masculin? Oricare. Păi. Clar îl văd complet asexual pe Gâdea. Aoleu! Mi-a venit primul minte! Iar la femeie pe care nu o văd făcând sex, un pic mai greu ca astea să nu mai mișto cuțe cumva. E greu cu femeia. Hai cu femeia care n-a... Eu nu o văd pe doamna Esca, niciun fel. Pe doamna Esca făcând sex? Dar e atât de serioasă încât nici eu nu prea o văd. Nu știu dacă pentru admirația pe care o am față de ea sau... Dar nu, mi se pare foarte ciudat. Eu pe Urania. Cine e Urania? Era... Sau e în online asta, nu știu. Era Urania, exista Urania, cineva care vorbea despre Zodi. Da, doamna e de la ProTV cu Castronel? Cu Castronel, aia e Betty. Da, nu. Nu, nu. Betty cred că face sex. Oare? Nu o cunosc. Nu, la femeie mi-e greu, dar la bărbat mi-a venit primul gâdă și cred că mai îmi vin câțiva. Care, stai să mă gândesc, pe care nu i-aș vedea niciodată într-un context sexual. Scuze, de reluțin telefonul pe silent. Zici și tu în timpul ăsta. Mai serios, eu nu-l văd pe Bendeac. Pe Bendeac? A, eu-l văd. Îl văd. Datorită informațiilor pe care le-am obținut în trecut de ne-am și certat la umor, eu știu că e ceva acolo. Știi, nu știu, mi se pare că oamenii care vorbesc mult nu fac nimic. Aole. Bine, ce-i drept, eu nu prea fac, dar... Asta că n-am cu cine, că mă atrage din ce în ce mai rar cineva. Da, deci nu, am zis Gâdea. Gata, rămâne Gâdea. Pe busul nu-l văd iarăși făcând. Da, da. Vezi?
La bărbați e mai simplu. Nici pe Gabriela Firea nu văd. Ai o voce, o voce și pervers. Eu cred că face niște treburi acolo, Gabriela. Dar n-a ajuns ea oricum acolo. Da. Și era... mai am o întrebare. Ia. Când se duș? Da, când în duș, când peste tot. Prost, dar peste tot. Uite, am acoperit o întrebare. De ce ești singură și cum ar arăta bărbatul ideal? E mai important de ce anume fugi la un bărbat. Asta am acoperit uite, deja. Uite, vezi, cumva pare că de fapt noi ne-am jucat adevărat la provocare și am răspuns și la această întrebare. Și am o întrebare. Ce ai preferat, să înșeli sau să fii înșelată? Să fiu înșelată, indiscutabil. Indiscutabil. Eu odată ce am ajuns să înșel, nu mă interesează cât uși de puțin și eu îmi doresc să mă intereseze omul lângă care sunt. Înșelată cumva am fost de toți, nu mi se pare atât de grav, unii veneau și îmi povesteau cum a fost, am avut, da, sunt mai ciudată, cu gelozia nu prea am probleme, adică nu prea sunt geloasă, dar n-am dezbătut chestia asta până acum. Mi se pare că un bărbat dacă două ore se duce și face sex sau două ore se duce și joacă fotbal, timpul meu trece la fel. Și asta nu că mi se pare, e real. Să da. Știi că în alea două ore timpul meu trece la fel. Da. Cum mă sabotează mintea mea în timpul ăsta e problema. Dar dacă mintea mea e liniștită și nu mă sabotează, prefer oricând ca el să se ducă la alta și să se întoarcă acasă, decât eu să mă duc la altul și să nu mai vreau să mă întorc acasă. Corect. Asta este întrebarea pe care mie mi-au pus-o la casting la Insulot, că în profilul psihologic. Și ce ai răspuns? Tu la fel. La fel? Da. Ce tare. Eu, stai mă, să nu zic că nu m-am uitat și pe întrebările acestor oameni. Uite, o întrebare de la Alin Paul. Cine ești tu atunci când nu te vede nimeni? N-am, nu sunt schimbată deloc. Eu cred că sunt un pic mai tristă în singurătate câteodată. A, da, adevărat. Tristețea asta o ascundem da, cam da. Toți când vine vorba de ieșit în lume. Da, sunt la fel, adică sunt foarte asumată. Nu. Știu că, na, te-am cunoscut că am stat la tine acasă. Nu. Barbu Ionuț Alexandru spune, vino acasă că nu te mai bat. Nu? Așa scrie, vino acasă că nu te mai bat. Măi, prieteni, schimbă-ți cămașa de pe tine și vin. Are cămașă? Da. Nu văd până acolo, vezi, eu nu văd bine. Ar veni și Lorelai la Insula Iubirii? Pe tine te întreabă dacă aș veni dacă la Insula Iubirii. Da, ai fi bună. Din punctul meu de vedere. Ai fi altceva. M-au chemat, dar n-am. De ce? Nu știu, te provoc să-i faci o propunere cu tentă sexual-criminală. What? Cum adică sexual-criminală? Ți-am zis că nu ne ajută mult telefonul. Sexual-criminal? Adică ce, să fac sex cu unul și pe aia să-l omor? Văduva negră, sindrom. Wow. Cred, nu știu, cred că asta a vrut să spună. De unde are țâțele alea așa faine? Este o întrebare pentru tine. Nu mi se par faine. Sunt mișto. Am două operații de micșorare, tocmai de aia nu mi se par faine. Știi că noi am mai vorbit despre chestia asta. Am avut sâne foarte mari, în facultate m-am îngrășat 20 de kg, am slăbit când m-am întors înapoi în România. Pentru că prima facultate eu am făcut-o în Irlanda, nu știu dacă cei de aici știu. Și mi s-au lăsat sâne și a trebuit să-i tai. Aha. Deci, pentru că și-a mai tăiat din ei, îi are atât de mișto. Total atipic. Ce se întâmplă dacă faci sex și te prinde cineva? Dai bună ziua și continui. Da. Faci vlog cu lebăda. Cred că cineva te alintă lebăda. Serios? Da. Altcineva te întreabă dacă ai făcut sex în mașină. Da. Da. Și eu. Bună Irina, mai ai sarmale? Întreabă Raul 0994. Nu mai am sarmale, dar pot să fac. Nu știu dacă... am mai avut vreodată, da? Iată. Bună, Irina, doriți să colaborați cu noi pentru un giveaway? Cu drag, echipa, nu o să-i dau numele. Ok. Îți oferă un cap de duș. Adică să faci un giveaway și un story pe 15 lei. Eu nu le-am răspuns că mi-au scris și acum s-au gândit să te întrebe și pe tine. Cred că nu dorește. Care e cea mai frumoasă amintire de la filmările pentru Insulă? Iată că cineva s-a gândit la întrebarea mea. Ai făcut videochat în trecut? Nu. Cred că e pentru mine asta. Există și un film porno, cum le vezi acum. De proastă calitate, adică se poate mult mai bine.
Și cam astea au fost întrebările, cred că asta a fost și timpul. Da, deci până la urmă a trebuit să facem adevăr și provocare și ca de obicei de fiecare dată, deci este a treia oară când eu mă văd cu Ștefania și de fiecare dată trebuia să facem ceva și ne mutăm în discuții. Altceva. Noroc că măcar am făcut părul data trecută când trebuia să facem părul și sâmbătă s-ar putea să facem gene. Da, în cazul în care voi continua chestia asta cu vlogurile, e o chestie cu care trebuie să vă obișnuiți. Cel mai probabil nu am o singură direcție, cel mai probabil nu fac neapărat ce îmi propun, dar măcar invit oamenii pe care mi-i propun. Aștept de asemenea sugestii cu ce oameni sau ce discuții v-ați dori să am pe viitor și asta e o chestie de care voi și ține cont, nu ca restul chestiilor pe care le spuneți și eu le ignor cu vehemență. Și... ce să zic, mersi mult dacă a stat până aici cât să auziți acest mersi și sper să ne mai vedem și nu uitați să dați like, follow, subscribe, tot ce zice Andy acolo că trebuie să dați. Pa!